Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine în studio, o echipă nou intrată în competiția The Best. Patru băieți care reprezintă în acest concurs Liceul Tehnologic 1 Mai din Ploiești. Îi cunoaștem împreună pe cei patru. Sava Andrei Dan, de la clasa 9-a. Bună seara, Andrei! Bună seara. Isaac Alexandru, de la clasa 10-a. Bună seara! Dinescu George, clasa 11-a, bună seara, și Stanciu Gabriel, de la clasa a 12-a. Emoții? Nu. Nu. Ce știți voi despre acest concurs pe teme de cultură generală? În primul rând, eu vreau foarte mult să vă felicit pentru curajul de care ați dat dovadă și pentru faptul că v-ați arătat interesați să luați parte la o asemenea competiție, pentru că, în primul rând, va fi o experiență frumoasă pentru voi. Înainte de orice altceva, este o experiență frumoasă și înseamnă și un plus de cunoștințe pe care voi îl puteți acumula pe parcursul acestei competiții. Revin la întrebare, ce va determina să vă înscrieți? Vă ascult. Pentru experiență și să ne obișnuim cu concursurile de cultură generală. Ați mai participat? Ai mai participat vreodată la un concurs pe teme de cultură generală? Nu știi ce presupune așadar un astfel de concurs. Tu? Nu. Presupun că niciunul dintre voi. Ce reacție ați avut? Presupun că a venit doamna profesoară la voi și v-a spus: băieți, mergem la un concurs pe teme de cultură generală. Iar reacția voastră a fost la unison? Merge. Da. Dacă e musai, cu plăcere, nu? Ceva de genul? Dacă v-ați califica după această seară, ce ar însemna acest lucru pentru voi? Intrați în competiție. O experiență plăcută. O experiență plăcută. Păi, eu vă văd foarte emoționați și foarte curioși totodată să aflați cam ce întrebări vă revin în această seară și cam cum o să vă descurcați, bineînțeles. Eu zic să lăsăm discuțiile pentru după ce răspundeți la cele 10 întrebări. Poate o să fiți și voi un pic mai relaxați și mai destinși. Am să te rog să tragi prima întrebare din bol. Primul număr, de fapt. 22. Numărul 22, o să te rog să o lași și acolo pe masă. Ei, bine. Începem așa în forță. Întrebarea cu numărul 22 este o întrebare din matematică. Vă place matematica? Nu. 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 Clar. Dar n-aveți ce face, trebuie să dați varianta de răspuns. Suma a trei numere naturale este 144. Știind că două sunt numere impare consecutive, iar al treilea este cu 12 mai mare decât dublul sumei celorlalte două, atunci produsul lor este: varianta A, 48.300, varianta B, 46.700, varianta C, 49.800. O să vă dau și bilețelul, pentru că mă gândesc că va trebui să calculați. Poftiți! Recitiți întrebarea, recitiți variantele, aveți pix acolo pe masă. Succes! Prima întrebare pentru Liceul 1 Mai, întrebare din matematică. Treizeci de secunde mai aveți la dispoziție pentru a vă decide cu privire la răspunsul pe care voi îl considerați a fi corect. Zece secunde. Când voi considerați că aveți răspunsul, noi putem opri cronometrul. Dacă sunteți siguri, bineînțeles, dacă nu, noi lăsăm timpul să meargă, dar oricum timpul a expirat. Haideți să vedem răspunsul pe care voi l-ați dat. B. B, spuneți voi, 46.700. Din păcate, nu este răspunsul corect. Răspunsul corect este A, 48.300. A dat vreunul dintre voi răspunsul A? Da, am vrut eu. Ai vrut tu, dar n-ai fost suficient de insistent. Am zis, dar n-am crezut. Am înțeles. Fii mai insistent data viitoare, da? Așa. Bun. Mergem mai departe. Întrebarea cu numărul 2. Mai aveți 9 întrebări. 18. Întrebarea cu numărul 18. Ia să vedem. Este o întrebare din geografie. Geografia vă place? Că matematica da. Nu vă place. Geografia vă place. Ei bine, atunci trebuie să-mi dați răspuns corect. Atributul României de țară centrală europeană este dat de următoarele componente geografice. Varianta A, Dunărea și Marea Neagră. Varianta B, Munții Carpați și Dunărea. Varianta C, Munții Carpați și Marea Neagră. Varianta D, Munții Carpați și Podișul Dobrogei. Imediat o să vă dau și
Hârtiuța, imediat am găsit-o. Poftiți! La fel, un minut pentru a vă gândi. Mai aveți 20 de secunde la dispoziție. Da. Și avem răspunsul ce... Sunteți siguri? Da. Oprim cronometrul atunci și avem răspunsul celor de la 1 mai. Vă ascult. B. Munții Carpați și Dunări. E, un răspuns corect de data aceasta. Felicitări. Vă place geografia. Da. Am înțeles. Mergem mai departe. Întrebarea cu numărul 3 pentru voi. 2. 2. Artele vă plac? Liceul tehnologic cu numai și artele. Haideți să vedem totuși, nu? Atenție! Sculpturile, muza adormită, măiastră, pasăre în spațiu, aparțin sculptorului. Varianta A, Dimitrie Paciurea. Varianta B, Michelangelo. Varianta C, Constantin Brâncuș. Și varianta D, Ion Irimescu. Cui aparțin prima, sculpturile, prima, muza adormită, măiastra și pasăre prima? În spațiu? Michel, să fie Dimitrie Paciurea, să fie Michelangelo, să fie Brâncuș sau Ion Irimescu? Brâncuș. Mai aveți 30 de secunde, sunteți siguri? Da. Bun, oprim cronometrul atunci. Avem răspunsul, ia să văd. Ce? Brâncuș. Ce spuneți voi, Constantin Brâncuș? Și bine, spuneți încă un răspuns corect pentru voi. Mergem mai departe. Cea de-a patra întrebare. 15. Numărul 15. Am avut din matematică, am avut din geografie, am avut din arte. Eu zic că e timpul și pentru puțină literatură, nu-i așa? Sunteți de acord cu mine? Da. N-aveți încotro. Mentorul Junini a fost varianta A, Alexandru Macedonski. Varianta B, Titu Maiorescu. Varianta C, Eugen Lovinescu. Trei variante de răspuns. B. Da? Mentorul Junini. Da. Aoleu. Mai aveți 50 de secunde. Știm. Renunțăm, da? B, Titu Maiorescu. Opriți cronometrul, stai, ușor. Titu Maiorescu, spuneți voi și bine spuneți, mai băieți. Felicitări, încă un punct. Bravo vouă. Titu Maiorescu, într-adevăr, a fost mentorul Junini. Ei bine, am ajuns și la acea întrebare surpriză de care vă povesteam. În secundele următoare avem pregătit un personaj pe care voi îl veți vedea în monitor. La fel, veți avea la dispoziție un minut. Vă uitați bine la el, foarte, foarte bine. Și îmi spuneți cine este acesta. Lucrați în echipă, sunteți patru. Mihail Sadoveanu. Opriți cronometrul! Mihail Sadoveanu, spuneți voi băieți, stați să aflăm dacă este. Este într-adevăr Mihail Sadoveanu, născut la data de 5 noiembrie 1880, Pașcani. A fost un scriitor, povestitor, novelist, romancier, academician și un politic român. Unul dintre cei mai prolifici prozatori români din prima jumătate a secolului al XX-lea, având o carieră ce se întinde pe parcursul a 50 de ani. Este cunoscut pentru romanele sale istorice și de aventuri. Încă un răspuns corect. Asta înseamnă că până în momentul de față aveți 4 răspunsuri corecte, unul greșit. Pentru a vă califica, mai aveți nevoie de un răspuns corect, 5 întrebări la dispoziție. Mergem mai departe, întrebarea cu numărul 6. 4. 4, 4, 4. Ia să vă văd acum. Cele două legi aici ar trebui să răspundeți. Mă gândesc eu, așa dat fiind profilul liceului. Cele două legi ale electrolizei au fost enunțate de Amper, varianta A, Faraday, varianta B, Lorentz, varianta C. Întrebarea cu numărul 4. Poftiți bilețelul, citiți variantele și îmi dați răspunsul. Da. Repet, mai aveți nevoie de un răspuns corect pentru a intra în competiția de vest. Asta e de la căldură. Da.
Sunteți siguri? Da, da. Eu vă mai întreb o dată. Sunteți siguri? Da. 100% oprim cronometrul, vă ascult. Amper, Faraday sau Lorentz? Amper. Spuneți voi amper, din păcate este vorba despre Faraday. Varianta B este cea corectă. Vezi? Din nou ai spus tu varianta corectă, iar nu te-au ascultat. Eu zic să-i bagi în ședință după emisiune, neapărat. Bun, mergem mai departe, cea de-a șaptea întrebare. Și mergeți pe mâna colegului, sfatul meu. 21. Pentru că tot vă place vouă așa matematica, am văzut eu, o întrebare din matematică. Poligonul regulat cu 7 laturi se numește varianta A, pentagon, varianta B, știi răspunsul, nu? Hexagon și varianta C, heptagon. Vă dau imediat și bilețelul. Acesta este. 3 variante de răspuns, o singură întrebare. Poligonul regulat cu 7 laturi. Ia să vedem, o fi pentagon, o fi hexagon sau heptagon. Gata. Mai aveți 40 de secunde. Gata, oprim cronometrul și vreau să aud răspunsul vostru. Ce? Ce heptagon și este un răspuns corect pe care voi l-ați dat. Aveți așadar 5 răspunsuri corecte până în momentul de față. Asta înseamnă că v-ați calificat, dar noi mergem mai departe. Mai avem câteva întrebări. Nu vă relaxați prea tare. 12. Întrebarea cu numărul 12. Întrebarea cu numărul 12, imediat. 12? Da. Bun. Teoreticianul modernismului românesc a fost varianta A, Titu Maiorescu, varianta B, Eugen Lovinescu, varianta C, Nechifor Crainic. 12. Aia e greșit. A. Ce ziceți? Ia să vedem, teoreticianul modernismului românesc. Cine a fost? Titu Maiorescu, Lovinescu sau Nechifor Crainic? Punem A. Sau Eugen Lovinescu. Mai aveți 30 de secunde la dispoziție. Păi, Titu Maiorescu a fost pe perioada aia cu Eminescu și ăștia în 1800. Și vreau zic că Eugen Lovinescu. Punem? Sau? Știu. Așa s-a Titu. Da. Punem A. Gata. Avem răspunsul, mai aveam 8 secunde la dispoziție, dar oprim cronometrul. Vă ascult. A. Varianta A, Titu Maiorescu, spuneți voi. Am auzit și un Eugen Lovinescu la un moment dat. Da, trebuia să rămâneți la acel răspuns pentru că ar fi fost răspunsul corect. Din păcate, nu a fost Titu Maiorescu, teoreticianul modernismului românesc, ci Eugen Lovinescu. Și mergem mai departe. Mai aveți 2 întrebări. 23. Ia să vă văd acum. Câte medalii de aur olimpice a câștigat Nadia Comăneci? Varianta A, o medalie. Varianta B, 3 medalii. Varianta C, 5 medalii. Varianta D, 3 medalii. Deci aveți 2-3? Deci asta le excludem. Da? Păi, ce zic? Știu că o medalie a luat 100% și cred că voi ce știți. Aur olimpic. Câte medalii de aur olimpice a câștigat Nadia Comăneci? O să rămâne pe... Păi, e de două ori. Nu cred. Mai aveți 20 de secunde la dispoziție. Olimpiada e... A. 10 secunde la dispoziție. A. B. A sau B. Că avem și pe D, tot 3. O medalie, 3 medalii, 5 medalii sau... Gata, timpul a expirat. Ascult răspunsul vostru. A. Varianta A, spuneți voi, adică o medalie?
Doar o medalie, Nadia Comăneci? Niciodată. Nadia Comăneci a câștigat 5 medalii de aur olimpice, să țineți minte lucrul acesta. Și am ajuns la ultima întrebare, ultimul personaj din seara aceasta pe care voi va trebui să îl recunoașteți. Dacă avem pregătită imaginea, vă uitați foarte, foarte atent și îmi spuneți cine se află în imagine. Ia să vă vedem. Sigur? Sunt băieți. Sigur? Sigur? Sigur. Păi te las pe tine atunci să dai răspunsul, că văd că ești foarte așa mândru de tine. Vă mai las să vă gândiți? Voi hotărâți. Nu, spun băieții, atunci nu vă mai las. Te rog, îți las ție onoarea de-a... Titi Aur. Titi Aur, spun băieții de la 1 mai. Vedem imediat dacă este vorba despre Titi Aur sau nu. Mihaileu. Vedeți că v-ați grăbit și v-ați înnecat precum știți voi cine la mal. Nu este vorba despre Titi Aur, este vorba despre Mihai Leu. Asta este. Oricum, voi aveți 5 răspunsuri corecte. Asta înseamnă că v-ați calificat, așa cum vă spuneam de altfel și mai devreme. Cum a fost? Bine. A fost frumos? Nu prea te-au ascultat colegii ăștia ai tăi. Ce se întâmplă? Se mai întâmplă. N-au încredere în tine? Sau încă nu v-ați sudat foarte bine echipa? Haideți mai băieți, fiți mai vorbăreți. N-a fost ziua lui bună. N-a fost ziua lui bună. Dar ziua ta bună a fost? Da. Da? Care întrebări vi s-au părut mai grele? Cele de matematică, cele de geografie, cele din arte? Cele de matematică și matematică. Ultima care a fost acum, chiar nu avem nicio idee. Titi Aur și... confundat cu Mihai Leu? Și era atât de mândru de tine și de sigur pe tine că este Titi Aur. Adică mai aveai puțin să explodezi. Și de unde? Să știți că nu sunteți la școală, eu nu vă cer. Eu doar port un dialog cu voi și voi trebuie să vorbiți cu mine. Ce mai întâmplă? Ce sperați voi că o să se întâmple la competiție? Sunt foarte multe licee înscrise. Eu vă felicit că v-ați calificat. Acolo întrebările vor avea un grad de dificultate puțin mai ridicat. Ce credeți voi că se va întâmpla? Sunteți siguri pe voi? Aveți de gând să vă mai pregătiți până atunci? Ce plan aveți? Ce strategie așa de concurs? Să ne mai pregătim și să ne sudăm echipa. Să vă sudați echipa. Da. Cât de important? În seara asta să spunem că v-ați făcut încălzirea pentru competiție. Cât de important a fost din punctul vostru de vedere acest lucru în echipă? Pentru că ați văzut, a trebuit să vă consultați toți patru. Am observat la un moment dat că tu, spre exemplu, ai dat răspunsul corect, ceilalți trei n-au vrut să te asculte, va trebui să ajungeți la un numitor comun și chiar să acumulați puncte acolo. Adică chiar să dați și răspunsuri corecte. Cum aveți de gând să vă puneți la punct din... Dacă unul este sigur... Cum a fost colegul care a spus că este Titi Aur? Era atât de sigur pe el? O să-l ascultăm pe el, dacă este foarte sigur. Sunteți mândri de performanța voastră din această seară? Cum ați intrat în aceste preselecții și cum plecați acasă? Cu emoții, plecăm relaxați. Ok, eu vă mulțumesc tare mult, băieți. Ne revedem în competiție la Filarmonica Paul Constantinescu. Doamnelor și domnilor, încă un liceu calificat în competiția The Best, al 11-lea la număr, este vorba despre Liceul Tehnologic 1 Mai din Ploiești, cu 5 răspunsuri corecte din 10 întrebări pe care le-au avut la dispoziție. Felicitări încă o dată, noi ne revedem după pauza de publicitate, când aici, în studio, cea de-a 12-a echipă înscrisă în concursul The Best, este vorba despre Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești. Ne revedem în câteva minute.